numărul infracțiunilor constatate a scăzut cu aproximativ 4%, fiind în scădere inclusiv numărul de infracțiuni comise cu violență. Intervențiile personalului din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost cu aproape 6% mai multe față de anul trecut, dar timpul de intervenție s-a înscris în limite normale. Pentru astăzi, rămâne mobilizat un dispozitiv de siguranță publică și de intervenție în situații de urgență, similar cu cel din zilele trecute, o mare atenție fiind acordată arterelor rutiere pe care există risc crescut de producere a unor accidente grave sau de producerea unor ambuteiaje. Cea mai tranzitată frontieră a fost frontiera aeriană, unde în perioada de referință au efectuat formalitățile de control peste 200.000 de persoane, precum și cea româno-ungară, cu peste 170.000 de persoane și 65.000 de mijloace de transport. Măsurile adoptate de către poliția română și efortul polițiștilor și-au atins scopul. Nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau cu impact în planul ordinii și siguranței publice în această perioadă, iar cetățenii au putut petrece în liniște acest sfârșit de săptămână.